Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Nutriționiștii avertizează că 80% dintre dietele pornite la început de an eșuează până la mijlocul lunii februarie. Știam. Așa târziu? Da. Noi de asta nici nu ne apucăm de diete la începutul anului. Da. Deci și niciodată nu te apuci lunea. Toate astea îți fac niște setări complet greșite. Dar de ce nu lunea? Din auzi, e la fel cu asta, cu începutul de an. Vezi? Când ar fi un moment bun? Într-o joi. Dar mai... Într-o joi mai da, prin... Dar nu joi asta. Mai prin februarie, martie, încolo. O joi cam cu două săptămâni înainte de începerea vacanței mari, ca să punem frână. Eu inițial mi-am propus să încep când reluăm emisia. Respectiv valaltăieri. Luni. Adică da. Luni, vezi? Adică înainte de vacanță am zis după anul nou, dar nu imediat după anul nou, că e prea de în scurt, mai rămân alea, trebuie terminate, știi ce zic? Da. Salată, bev, nu știu ce. Așa am calculat și eu. Și zic, hai când începem emisia la fix, că o săptămână termin tot și aha, n-am reușit să termin și atunci... Plus da, că eu am simțit studiul ăsta venind. Că vine. Că nu e bine la început de an. Și așa că, da, din estimările mele, undeva pe 23-24 ianuarie e o dată optimă. Aprilie, mai degrabă. Da, mai bine în februarie, ca să nu... Așa, îmi descrie exact cum apucam eu de tema la algebră. Da. Da. Să știi. Hai că nu-i momentul acum, da, să da, mă deprim. Cred că te apuci pe 30 februarie de da, cură de slăbire, de fapt. Nutriționistul Adina Rusu declară, citesc. Bună, motivele... Adina. Bună, bună, Adina. Motivele pentru acest eșec pornesc de la lipsa unui plan concret, de la dietele prea restrictive și de la oboseala cauzată de acestea. Cum adică lipsa? Noi planuri concrete nu, avem. Nu, eu n-aveam plan concret, dar într-adevăr n-aveam nici ceva foarte restrictiv, adică nu o să fiu destul de blând. Da, diete da, restrictive. Mă, voi ați încercat să mâncați cereale de alea ovăs, fulgi de ovăs? Eu. Da? Da, cum funcționează. De aia ai făcut fălci, că faci mușchi. Da, cu el am început să fac fălci. Tu acum ești pe fulgi de ovăz? Nu sunt pe fulgi de ovăz acum. Nu poți fi pe fulgi de ovăz. Dar am funcționat și pe fulgi de ovăz, cu iaurt. Da. Ce ai pățit când ai funcționat? Am funcționat câteva zile. Da. Tu ai încercat, m-a vrut? Nu. Eu mănânc cereale din dar m-am dus, să știți că m-am dus, iartă-mă, m-am dus și în supermarket. Da, și am cumpărat și eu. Și m-am uitat la, e, când da, vorbești de ovăz, fulgi de ovăz, e un, e nenorocire. Da. Ziceai că sunt cel mai mare specialist exact, în fața... Dar știi, asta nu înțeleg, de ce sunt atâtea mărci de fulgi de ovăz, că toate au gust de carton. Adică nu există... Da, gustul de iaurt acolo. Nu e aia cum mănânci calul, e ovăz? Da, da, tu ai văzut ce... Cai? Da, adică... da, ce dinți are calul și nici nu-l cauzi de dinți. Da. Știi cum e, când te crezi armăsar, știi ce mănâncă... ai încerci ovăz. Bravo. Știi cine mănâncă fulgi de ovăz? Am, eu am încercat. Băi, nu, nu poți să-i... Sunt tari? Da. Ah, dar știi cine... Da, mă. A, ok. Nu sunt tari? Nu, nu mai e iaurtul. Asta. Știi cine face așa? Andrei, de la Virgin. Ce păți? Mănâncă fulgi de ovăz. Așa. Ba da. Cu lapte-i mănâncă el. Da. Și mai treci din când în când prin chicinetă și acolo, la noi, prin chicinetă, da, este câte un castron în care... Da, și-l lasă peste tot prin radio. Da. Și-l lasă câte 2-3 ore ca să se moaie, da, știi? Parcă lasă și rufele la muiat. Da. E aproape la fel. Deci, ca cu mesteci rufe, la fel și fulgi de ovăz. E ca un... sensul? E ca un cățel care mai trece, mai... Mm-hmm. Adică din când în când. E tot ceva gen apio, brocoli. Fibre, bre. Sunt fibre și sunt fibre în ovăz. Low calories. Ah, da. Ok. Să mănânci bumbac, vorba ta. Da. Secretul, zice doamna nutriționistă Adina Rusu, stai să mai citim. Secretul ar sta mai curând în stabilirea unui plan pentru dobândirea unor obiceiuri noi decât în eliminarea unor obiceiuri proaste. Deci așa ne place, păstrezi obiceiurile proaste și mai vii cu ceva nou. Da, așa, noi asta facem tot timpul. Noi adăugăm un fel nou de mâncare tot timpul. Da. Nu scăpăm de alea vechi. Doamna Adina a mai menționat că o primă schimbare pe care o pot face cei care și-au propus să mănânce mai sănătos în noul an ar putea fi creșterea consumului zilnic de legume. Păi așa poate oricine. Te dă peste cap cu legumele. Da, da. Cu legumele îți fac foame legumele. Balonează. Da. Creativitatea, zice doamna Adina, este esențială atunci când preparăm legumele. Și fie că optești păcăleala. Și fie că optăm pentru variantele sotate la cuptor sau grill, condimentarea acestora sau adăugarea unor ingrediente pentru gust, cum ar fi parmezanul. Nu. No. Cum faci dietă cu parmezan? Nu merge dietă cu parmezan. Ce puțin, mă. Contribuie la un plus de savoare și ne îndepărtează de ideea de regim drastic lipsit de gust. Bravo, Adina. Eu condimentez cu friptură. Vezi, asta e problema, creativitatea. Mă, nu e mai simplu, noi suntem firi simple. Luăm halca de carne, o punem pe foc, s-a terminat, am mâncat-o, condimentăm cu sare și piper.
Problema începui lângă ea, că ea în sine așa n-ar fi o nenorocire. Un vinut. Păi vezi? Și pentru a putea urmări, mai spune dânsa, progresul făcut spre atingerea țelurilor propuse, se recomandă completarea unui jurnal alimentar. Asta e, mă. Ne lipsește oracolul. Oracolul alimentar. Înțelegi, să facem de la... jurnal. Da. Un jurnal oracol cu poze decupate frumos. Cu ce-am mâncat? Eu gras. Asta trebuie... Ce-am mâncat, ce-am băut, nu? Da. Mă, dar cât de tare ar fi să ne facem un oracol de la, știi? Cu poze din profil, cu burta, așa. Fac. Bă, putem să facem unul, dar nu de la tradițional. Ci un de-asta, pe video acum, pe TikTok, pe ceva. Eu nu fac pe TikTok nimic. Adică fac, dar nu... Da, cred că asta ar fi soluția. Mi-ai dat o idee. Ei. Cont de TikTok am, urmăritor nu prea am. Asta mi-e groază că mă gândesc. Cuceriști cu regimul tău. Da. Mă bag pe regim. Vreți să facem? Eu sunt pe TikTok. TikTok? Da, ce mâncăm noi azi? Facem, și cât slăbim. Da. Uh-huh. De exemplu, până la ora asta, eu n-aș fi putut să fac un TikTok, că n-am mâncat nimic. N-ai mâncat nimic? N-am mâncat nimic astăzi. E pe fasting. Da, un pic. Săracu. Da. Mulțumim, doamna Adina. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.